Ia este Lora. Bună dimineața, bine ai venit. Bună dimineața, te pup. Să rămână. Dacă ne potrivim, de ce ne împotrivim? Bună asta? Bună. Place? Place. Mulțumim. Nici n-am supărat tu în ultima perioadă, tot așa... O să treacă și supărarea asta. Da, vă găsim noi ceva vesel în playlist. Am tot avut vesele, măi, Răzvan. Păi da, da, de 2 ani. Ne mai maturizăm și noi, de 2 ani. Una jumătate tot plângem. Cum plângem aici? Înainte de asta a fost floare la ureche. Păi da, și floare la ureche e pe pozitiv, așa? E... Da. E un fel de un haz de necaz acolo. Un haz de necaz. Zi-mi de piesă. Piesa a fost că scrisă linie melodică și text de Tea Miculescu, prietenă foarte bună de-a mea, căreia mă confesez. Și a fost produsă în studiourile HHH Production. Videoclipul este semnat Michael Mircea. Cu el am mai lucrat și pentru Arde și pentru Draga. Și este... E drăguț, e altceva, e bine. Da, e un clip de stare, nu prea am avut eu clipuri de stare. În general am mers doar pe povești. Dar mi-am dorit foarte, foarte tare un clip de stare. Și Michael mi-a îndeplinit această dorință. Da, ți-a ieșit foarte bine. Noi de azi dimineață o ținem langa așa cu expresii de-astea tinerești. Gen, deci cu asta am rămas. Cu gen, gen, cu gen. Adică îl folosești, nu? E... Gen, câteodată. Gen, câteodată. Câteodată, gen. Avem asta cu înțelegi pe final și cu... Ia zi, eu aveam aia cu știi. Știi, asta cu știi e un pic verbal, mi-e trebuie o... Zi-mă asta cu depunctează ceva. Cum zisești de cu dimineața, că mă zuitai. Știi ce zic? Da, o am și pe asta. Știi ce zic? Știi ce zic, da, găsești da. Și asta cu gen, asta cu gen. Tu ești mai apropiată de ăștia mici care își vorbesc așa. Îl folosești ca pe un semn de punctuație și tu sau îl arunci așa cum îți vine? Nu, îl arunc doar așa, când vreau să punctez că folosesc o expresie la modă. A, deci doar uitați-vă la mine... Nu, adică... Atunci când fix asta vreau să scot în evidență, știi? Gen. Gen. Facebook-ul merge? Merge foarte bine, foarte, foarte bine și mă bucur. Am revenit așa pe Facebook, am avut o perioadă în care nu prea am fost foarte, foarte activă, cum îi obișnuisem pe fani. Dar am redevenit activă, deci cu încredere scrieți-mi pe Facebook. Lora, oficial? Lora, Lora oficial legat. Este acolo o bulină albastră cu un semn de bifat, gen. Verified, gen. Așa. Verified, gen. Și aia e pagina reală, restul sunt fake-uri. Am contorizat peste vreo 600 de fake-uri. E, 600? Da, da. Oena. Și m-am plictisit la un moment dat să le dau raport. Mi-am rugat fanii să fac asta. Și am început să fiu activă pe Instagram. Cu asta te ocupi, cu Instagramul? Ia să mă ocup și eu că am aflat că am Instagram, dar din greșeală. Mi-a zis cineva, vezi că te-am pe mine? Da, aoleu. Și pe Instagram sunt la fel, că mai am o pagină fake pe Instagram care are foarte multe like-uri și m-am speriat puțin. Iată. Era să aibă mai multe decât originala, știi? Am zis, ok, trebuie să fiu activă pe Instagram. Lora, la Neața ne împotrivim. Noul single, ce sună. Nu vă împotriviți, sfat. Ascultați-vă inima. Și arată foarte bine în combinația asta alb-negru. Mulțumim încă o dată că ai... Mulțumesc pentru invitație.